Bine te-am regăsit! Am revenit ca a revenit și netul. Sunt Loredana Latiș, antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach, și trainer, și speaker, și autor și astăzi continui răspunsul la ultimele două întrebări care rămăseseră din video precedent de când a picat netul. Ok, așadar, următoarea întrebare la care răspund este ce să faci să ai succes și cum să faci față succesului? Asta e întrebarea secolului. Ok, pe de-o parte este relativ simplu. Ce să faci să ai succes? Păi este foarte simplu. În primul rând să-ți clarifici ce înseamnă succes. Pentru unii oameni succes înseamnă să aibă nu știu câți bani în bancă, pentru alții să aibă nu știu ce vacanțe, pentru alții să se căsătorească, pentru alții să aibă 3 copii, pentru alții să aibă case și mașini, pentru alții să fie fericiți și împliniți cu ei. Depinde ce înseamnă pentru tine succes. Așadar, primul pas este clarifică-ți exact ce înseamnă succes pentru tine. Cât mai concret posibil. Cât mai concret posibil. După ce ți-ai clarificat exact ce înseamnă să ai succes, poți să faci un exercițiu de imaginație. Vreau să-ți imaginezi că ai ajuns deja în acel moment în care ai succes. Ai tot ceea ce-ți dorești. Ești tot ceea ce-ți dorești. Și observă-te pe tine cum te simți. Ce vezi în jurul tău? Ce sunete auzi în jurul tău? Unde anume trăiești tu acest succes? Și cumva, din această stare extraordinară în care tu ai deja succesul, uită-te un pic în spate, la momentul de astăzi, și clarifică-ți pentru tine care a fost primul pas concret pe care l-ai făcut pentru a ajunge la acel succes. Și poate și mai important, din această stare extraordinară în care tu ai deja succesul, fii foarte prezent sau prezent în viața ta și conștient, astfel încât să-ți dai seama ce te motivează din interiorul tău pentru a avea succes. Și pornește la treabă, cu scârții de roți. Succesul tău depinde 100% de tine. Pentru a avea succes nu este nevoie de nimic special, nu este nevoie de bani, nu este nevoie de dragoste, de cuplu, nu este nevoie de educație, nu este nevoie de habar n-am. Este nevoie doar să-ți clarifici exact ce înseamnă succesul pentru tine și să începi să pui osul la treabă pentru a avea acel succes. Pic cu pic, zi cu zi, clipă de clipă, cu entuziasm și cu iubire față de tine și garantat ajungi la succes. Dacă te interesează foarte mult partea materială, o cale simplă pentru a ajunge la banii pe care ți-i dorești este să faci ce-ți place. Să descoperi ce-ți place. Așa îți găsești entuziasmul și puterea de a munci. Eu cred foarte mult în muncă. Ok, nu neapărat în muncă din aia de mers pe brânci, nu de genul ăla. Dar eu cred că dacă eu vreau să obțin ceva în lumea aceasta, păi chiar muncesc. Chiar mi-a zis la un moment dat o absolventă din Academie, după ce a terminat Academia cu mine, mi-a spus, zice, wow, Lore, dar tu chiar ai muncit ca să ajungi aici. M-am uitat pe YouTube și sunt sute de emisiuni cu tine. N-am știut. Și am zis, da, așa este. Sunt ani de zile în care muncesc. Muncesc cu mine, muncesc cu ceilalți. Este foarte important. Pentru mine. Pentru mine este foarte important. Și să fac lucrul acesta cu etică, cu morală, cu moralitate, cu corectitudine, cu onestitate și cu sinceritate față de mine, ca să ne înțelegem. În primul rând față de mine. Că față de tine, dacă eu sunt față de mine, mi-e foarte ușor să fiu față de tine. Dar dacă eu nu sunt față de mine, n-am nicio șansă să fiu față de ceilalți. Așadar, cum să faci succes? În primul rând, descoperindu-te pe tine.
Ce-ți place, ce nu-ți place, făcând curățenie în relațiile dăunătoare pe care le ai și te trag în jos, pentru că oamenii te trag în jos, oricât ai vrea tu să zici că nu și că nu știu ce, ba te trag când ai o zi mai proastă, la un nivel energetic mai scăzut sau ai tu un stres ceva, este foarte ușor să ajungi undeva într-un loc și ceilalți să zică, vai, dar ce rău arăți, vai, dar ai pățit ceva, vai, dar tu nu vezi ce e afară, vai, și să ajungi într-o stare și mai zi. Nașpa. Și e păcat. Împăcând, tu poți foarte bine să stai și să-ți controlezi stările tale. Ok, cum să faci față succesului ăsta? Iar e o întrebare extraordinar de bună, pentru că oamenii ajung să aibă succes, însă nu știu ce să facă după aceea. Foarte simplu. Asta este foarte simplu. Te antrenezi continuu să te bucuri de succes. Și ai grijă ca acel succes să nu devină cumva, exact ca atunci când câștigi la lot, toți banii tăi îi dai rudelor, familiilor, se cumpără 3 case și 3 mașini și gata. I-ai căsăpit pe toți. Nu vorbesc despre genul ăsta de a păstra succesul, pentru că ajungi mai sărac decât ai fost, sau sărac emoțional și în bani, dar și emoțional. Cum să păstrezi succesul? În primul rând să umbli în interiorul tău la o convingere sau un gând care poate fi foarte puternic, de genul nu merit. Deci asta este un gând extraordinar de dăunător și extraordinar de puternic. Așa încât dacă ai provocări în a-ți păstra niște avantaje pe care tu singură sau oportunități pe care tu singură ți le-ai creat și ai muncit pentru ele, dacă ai provocări în a le păstra, atunci ai cel mai probabil poți să umbli la acest gând și să vezi ce faci cu el. Că poate fi undeva foarte, foarte adânc înfipt în creierul uman. Și în experiențele trecute. Aici NLP-ul ajută foarte mult pentru a-ți rescrie aceste gânduri, pentru a le reactualiza. Ele sunt gânduri la nivel subconștient. Nu ne dăm seama de ele. Adică nu spunem cu voce tare, eu nu merit. Cu toate că uneori mai și spunem, dar nu ne auzim. Eu am suferit de treaba asta. Și de-aia aveam grijă ca orice bani fac sau orice mașină sau orice casă să facă în așa fel încât altcineva să beneficieze de ele, sub o formă sau alta. Ori le dădeam, ori le pierdeam, ori le făceam eu într-un fel, ori primeam la mine în casă cu ghiotura, adică nu conta. Ca să nu beneficiez eu, pentru că undeva în fundurilor mele, alea de subconștient, funcționa un gând de genul că nu merit. Nu sunt suficient de bună, de frumoasă, de deșteaptă, de slabă, de nu știu ce. Am scăpat de ele, aleluia. Pentru că era o viață groaznică cu asemenea gânduri. Ce era mai groaznic era că nici măcar nu-mi dădeam seama că le am. Dar uită-te la comportamentele tale și ai să le descoperi. De aceea cursurile de dezvoltare personală sunt mină de aur. Eu m-am reinventat cu asemenea cursuri. Altfel, munceam pe bun și acum ca o psihopată. Bine, dacă mai trăiam, probabil că nu mai trăiam, dar asta era partea a doua. Așadar, cum să faci față succesului? Într-un mod foarte simplu. În primul rând, lucrează cu tine și investește în tine pentru a te acomoda cu succesul, pentru a te învăța cu binele. Mai ales dacă ai suferit foarte mult în copilărie sau în trecutul tău, atunci există riscul să ai o dependență față de suferință. Și în momentul în care vine succesul la tine, pentru că tu l-ai chemat și ai muncit pentru el, nu știi cum să-i faci față. Și creezi asemenea situații încât să pierzi acel succes pentru a te întoarce în zona de suferință, ca pentru a o lua de la zero și a trage la jug înapoi și așa mai departe. Așadar, ia de lucrează cu tine. Ia-ți un coach. E varianta cea mai ieftină și cea mai rapidă. Bun. O altă întrebare. Ce să faci cu cei care te caută doar pentru interese? Aoleu, parcă vorbesc despre viața mea. Da, foarte simplu. Este foarte simplu. Nu le mai cumpăra interesul. Da? Nu le mai cumpăra atenția. Nu le mai cumpăra nimic. Adică, concret, dacă vă duceți la grătar, nu mai fi tu persoana aia care veșnic pune carnea, veșnic pune roșiile, veșnic pune ouăle, mai face și grătarul. Încetează cu lucrurile astea. Nu-ți mai cumpăra prieteni și rude, cum zicea soțul meu. Pur și simplu, faceți în parteneriat. Egal, egal. Tu aduci carnea, eu aduc legumele. Facem împreună grătarul.
Sau tu faci grătarul, eu așez masa și fac salata. Nu știu, adică ceva să fie în parteneriat. Nu unul stă cu burta la soare, de nu mai poate și iar altul muncește până ies ochii. Atenție mare la genul acesta de relații. Sau de asemenea, mai pot fi genul de relații în care oamenii vin la tine. O, Doamne, și eu le aveam pe astea. Oamenii vin la tine. Se lăfăie de nu mai pot în toate lenjeriile tale și în tot patul tău. Apropo de asta, patul tău din dormitorul tău unde dormi tu, nu-l da nimănui niciodată. Atenție foarte mare la ce spun. Nici eu nu știam lucrurile astea, le-am învățat pe parcurs. Dar mă rog. Bun, tu te duci, gătești, pregătești mese peste mese, rămân vasele de spălat, cine le spală? Tu. Atunci îți cumperi prieteni sau rude sau cine au fost invitați. Cine a cumpărat mâncarea pe care tu ai pus-o pe masă? Tu. Ia în continuare de cumpărăți mai mulți prieteni și rude. Sunt foarte curioasă ce se întâmplă cu acești oameni dacă tu nu le mai pui la dispoziție munca ta, banii tăi și resursele tale. Sunt foarte curioasă ce se întâmplă. Eu știu ce s-a întâmplat la mine. E logic, da? Ok. Bun. Cum să scapi de oamenii care te vor numai pentru interes? Este foarte simplu. Închide robinetul și nu le mai da nimic. Vă duceți în oraș și fiecare își plătește consumația. Nemțește, se zicea la noi și era mare rușine în România. Ce rușine? Este absolut normal. Plătește-ți consumația ca un adult. Te duci la cineva în vizită, ok, du-te cu bucata ta de responsabilitate. Soțul meu mai are o vorbă foarte înțeleaptă. Prietenii sunt până la ușă. Nu-i mai bine să mergem noi frumos cu prietenii la restaurant, fiecare își plătește consumația și treaba lui și ne simțim bine? Decât să vină la mine acasă și eu să stau să gătesc, să nu mai toate cele bine. Nici n-aș face treaba asta, pentru că eu nu gătesc pentru mine, am o femeie în casă. Cu atât mai puțin aș găti pentru altcineva. Dar, ca idee. Dar nu-i mai bine? Mergem frumos la o terasă și fiecare de câți bani are, atâta consumă și treaba lui. Și așa nu mai e vorba, nu mai este nimeni cu mine pentru interes. A, atenție, mie mi s-au mai întâmplat situații și poate ți se întâmplă și ție. Mai ales dacă ești în zona asta de dezvoltare personală. Să vină prietenii la o cafea, să ieșim la o cafea, dar nu e ca o cafea. Am pățit-o la început, n-am mai pățit-o de mult pentru că acum știu să fac contractare. Dar la început, după ce prietenii mei au descoperit ce lucruri extraordinare fac, păi să aibă și eu o sesiune. Gratis, dacă se poate. Dar nu asumată. De genul, hai să ieșim și noi la o cafea. Ok, ieșim la o cafea, iar la cafea începea. Cum să fiu eu căuciulor? Gratis. Și eu știu foarte bine din experiența mea că o sesiune de coaching gratuită funcționează, dar în procent foarte mic pentru că atunci când tu te schimbi cu tine, te opui foarte mult schimbării. Asta știu. Am lucrat deja am peste 2000 de ore de coaching pe care le-am făcut, care înseamnă imens. Și știu deja lucrurile astea. Am lucrat cu mii de oameni, că în grupuri, că individual, că. Deci știu lucrurile astea, sunt foarte valoroase. I-am învățat și pe cei de la Academie, de altfel au văzut și pe pielea lor. Vrei să faci gratuit? Este un lucru extraordinar, fă voluntariat. Du-te frumos la un spital și fă voluntariat cu bolnavii de acolo. Sau du-te la un azil de bătrâni, fă voluntariat cu acolo. Du-te la o casă de copii și fă voluntariat cu copii. Vrei să faci, vrei să dăruiești un lucru extraordinar. Fă-l, dar fă-l contractat sub formă de voluntariat, nu cu prietenii. Da, mă, asta e altă discuție. Așadar, dacă vrei să scapi de oamenii care au interese la tine, este foarte simplu. Închide robinetul interesului și ei se vor separa liniștiți. Acum, ideea este să-ți asumi tu că numai că e posibil să rămâi fără acei prieteni. Dar, pe de altă parte, sunt prieteni? Depinde ce înseamnă prieteni. Asta este o temă viitoare. Ca și tema, cred că mâine de la ora 3. Ah, mâine de la ora 13:30 sunt în emisiune la Antena Stars. Dar mâine seară sunt la mare. O să văd. Mâine seară, poate îți trimit de pe plajă sau de pe terasă, fac un video despre a fi singur, despre această frică extraordinară de a rămâne singur, că oamenii nu se schimbă de frică că rămân singuri. Da, asta o să fie tema de mâine seară, că mâine la prânz o să fie o emisiune, dar mâine seară
Ne revedem aici pentru tema cum să trăiești, nu știu, hai că văd eu cum o numesc, cum să gestionezi singurătatea. În fine, așadar, dacă vrei să ne vedem în carne și oase, te aștept cu mare drag la seminariile din diasporă de anul acesta. Sunt în 4 locații, pe 18 septembrie în Madrid, 2016, da? Pe 24 septembrie în Torino, pe 25 septembrie în Roma, pe 9 noiembrie în, nu, 9 octombrie, 9 octombrie în Londra, iar anul viitor în 26 februarie în Stuttgart, după care urmează Bruxelles, Paris, Zurich, Viena și o mai vedea, nu mai știu. Vedem la anul. Detalii exacte găsești pe www.credsimtacționez.ro. Grăbește-te ca să-ți iei bilete, ca să știu exact și eu câte persoane vin pentru a rezerva sală și așa mai departe, că e o leacă de logistică aici. Dacă ai ceva provocări în a te înscrie, poți să suni unul din managerii locației respective, au telefoanele pe site, sunt 4 persoane extraordinare. Urmează să pun și programul pe 2017. Asta pe de o parte, iar la acest seminar este foarte, foarte axat pe practică, pentru că e o vorbă, dar dacă nu acționezi, vorbesc degeaba și tu la fel. Adică, vai, ce bine ne simțim, dacă nu schimbăm nimic, ne-am întâlnit degeaba. Așa încât este cazul de schimbare, fiecare ce-și dorește, bineînțeles, așa încât să ai acces la tehnici foarte simple. Durează 4 ore seminarul, este foarte interactiv. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă vrei să descoperi tehnici prin care să te cunoști pe tine, prin care să te accepti pe tine, prin care să te iubești pe tine la nivel foarte profund și destul de profund în subconștient, te aștept la cursul de NLP sau NLP, de programare neurolingvistică, exact cum îi sună și titlul, da? Care începe în 7 iulie anul acesta și este între 7 și 10 iulie în București, 10 ore pe zi, este foarte intensiv. Primul modul în care îți accesezi stări de performanță și îți găsești căi către succes. Al doilea modul între 8 și 11 septembrie, în care îți accesezi practic partea aceasta de vindecare trupească, sufletească și emoțională de diverse traume și fobii, iar în partea a treia, în modulul 3, între 10 și 13 noiembrie, tot în București, anul acesta 2016, tehnici pentru schimbarea modului de a gândi și pentru a-ți identifica valorile, țelul vieții și scopul vieții. Așadar, e de treabă, dacă vrei, bineînțeles. Eu te aștept cu mare drag și la acest curs de NLP. Este foarte intensiv, sunt 10 ore pe zi, față în față, în București. Detalii găsești pe site-ul www.academiadecoaching.ro sau academiadecoaching.ro. Acolo o să găsești la cursuri NLP Practitioner. Acolo dai click și descoperi toate informațiile sau o poți suna pentru rapiditate pe asistenta mea, Ramona, pe 0752 163 163. Dacă sunt din afară, pui un plus 4 în față. Până atunci, te aștept cu mare, mare drag, cu multă iubire și ne vedem mâine seară, la ora 9, și adu-ți aminte că indiferent prin ce ai trecut, indiferent prin ce treci, ești un om extraordinar, ești un om genial, poți să fii orice-ți dorești, poți să faci orice-ți dorești, important este să-ți dorești, să îndrăznești să-ți dorești. Și de asemenea, lasă mai jos orașul din care ești și în același timp distribuie, te rog, acest video și prietenilor tăi, că poate împreună facem o gașcă mai mare de oameni fericiți, încântați și plini de resurse extraordinare. Te iubesc, te îmbrățișez cu inima și te pup. Pentru că da, se poate!